Renumită pentru durata mare de menținere a stratului de zăpadă, Stâna de Vale nu se dezminte nici în acest an, pe pârtiile frumoasei stațiuni montane bihorene, întâlnind numeroși turiști încântați de faptul că pot schia chiar și atunci când temperaturile depășesc cu mult 0 grade Celsius. Pentru că în județul Bihor elevii sunt în vacanța de schi, la Stâna de Vale pârtiile de schi și săniuș au fost pline la acest sfârșit de săptămână, turiștii și iubitorii sporturilor de iarnă fiind satisfăcuți de atmosfera din stațiune. Foi superb! Am fost mai devreme cu sănile, dar acum am zis să venim și cu schiurile, să încercăm ceva nou. Ai venit să înveți să te dai cu schiurile sau știi deja? Nu, e prima dată când m-am urcat pe schiuri. Acum 30 de minute. Da, ceva de genul. Și cum? E greu? E ușor? Cred că emoțiile sunt mai mari, dar după aceea e foarte ușor și foarte tare, foarte fain. Te vine la noi, Stâna de Vale avem încă zăpadă, avem schiurile la închirieri, echipamentul complet, avem monitori, totul funcționează la parametri buni, zic eu. Chiar dacă temperatura e cu plus, zăpada încă este din abundență. Păi, chiar dacă e cu plus temperatura, zăpada nu e afectată. Primăvara întotdeauna se schiază altcum, ca și în luna ianuarie, decembrie, dar zăpada încă este bună. Cu cine ai venit? Cu părinții și cu fratele. Și ce faci la Stâna de Vale? Schiez. Îți place? Da, foarte mult. E binevenit această vacanță de schi pentru voi? Da. Da? Da. Și cum ți se pare la Stâna de Vale? Cum e? Foarte frumos, adică relaxant, poți să te distrezi și e bine. Ce faci tu la Stâna? De obicei mă dau cu tata cu schiurile. Știi să te dai cu schiurile? Da. Nu e greu? Nu. Nu? Și îți place aici la Stâna de Vale? Da. Zăpadă multă? Da. Da? Și vii des? Da. Ați venit împreună cu familia? Da, i-am adus pe cei mici să se distreze un pic, mai ales de vacanța aceasta de pentru schi. Cum vi se pare la asta? Cum este? Frumos, zăpadă. Stâna de Vale îi întâmpină pe practicanții sporturilor de iarnă, dar și pe ceilalți vizitatori dornici de distracție, cu cele trei pârtii de schi, Bradul, cu o lungime de 1233 de metri, Cerbul de 585 de metri și Renul de 730 de metri, dotate cu instalații de telescaun și teleschi, la care se adaugă pârtiile pentru copii, una de schi dedicată începătorilor și cealaltă pentru săniuși, unde urcarea se face pe o bandă rulantă. În plus, de la punctul aflat la baza pârtiilor, pot fi închiriate schiuri și săniuțe, toate la prețuri accesibile.